Răgușit și parcă nerefăcut complet după prăunșita care l-a dus la spital, așa a condus Papa Francisc slujba de flori din piața Sfântului Petru în fața a 10.000 de credincioși. Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim în perioada premergătoare a crucificării sale, pe care creștinii o prăznuiesc în Vinerea Mare. Papa Francisc a oficiat o parte din slujbă cu o voce răgușită. El le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru sănătatea lui. Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi. Si avvicini a me e per questo vado a trovarla negli abbandonati, nei soli. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero. Săptămâna Sfântă culminează pe 9 aprilie cu slujba din Duminica Paștelui, care amintește credința creștină în învierea lui Isus. Papa a spus că în Săptămâna Sfântă va fi o rugăciune mai intensă pentru poporul ucrainean, într-o aluzie la războiul Rusiei din Ucraina. El a menționat că ramurile de măslin pe care catolicii le flutură în Duminica Florilor sunt simboluri ale păcii lui Isus. Rivolgo una benedizione alla carovana di pace che in questi giorni è partita dall'Italia per l'Ucraina, insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino e oggi offrono rami di ulivo, simbolo di pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa.